Lumea sportului este în doliu, după ce pilotul de raliuri Craig Breen, considerat a fi cel mai bun pilot de raliuri din Irlanda, s-a stins din viață. Craig Breen a decedat la doar 33 de ani, în urma unui accident de mașină. Craig Breen și-a pierdut viața în urma unui accident care s-a produs în timp ce făcea un test premergător rundei campionatului mondial. Momentan, se știe doar că mașina în care se afla Craig Breen s-a ciocnit de un stâlp după ce a ieșit de pe șosea. Craig Breen era cel mai bun pilot de raliuri din Irlanda și un profesionist cu normă întreagă care concura cu echipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team în campionatul mondial de raliuri. Un carter prodigios în tinerețe. Craig Breen a început să concureze în raliuri în 2006 ca copilot, înainte de a face trecerea la scaunul de pilot în 2008. Ulterior, ascensiunea sa a fost de-a dreptul spectaculoasă, ori de câte ori a avut ocazia. Craig Breen a continuat să concureze la evenimentele locale din Irlanda și, în ultimele luni, să sprijine piloții mai tineri. La începutul acestui an, a fost anunțat un contract de sponsorizare prin care va susține direct categoria Junior 1000 din cadrul campionatului de raliuri Sligo Palace Forest Rally și, numai departe de marțea trecută, a participat la o zi de instruire Junior 1000, unde 18 tineri piloți au avut ocazia să se întâlnească și să învețe de la eroul lor. Motorsport Ireland dorește să transmită cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor pilotului din campionatul mondial de raliuri. Craig Breen, care a fost rănit mortal în timpul unui accident petrecut astăzi, în timpul testelor premergătoare raliului Croației. Craig Breen a fost un concurent model și nu a existat un avocat mai bun pentru motorsportul irlandez, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Motorsport Ireland.